Oh, salut! Nu v-am văzut acolo. Numele meu este Cojucaru Ștefan și bine ați venit! Eu chiar aș vrea un upgrade, dar pentru început să vă arăt ce am aici. O să dureze doar un moment. Haide! Da, merge! Mă scuzați, trebuie să fac puțină curățenie prima dată. Mult mai bine. Să începem. Anul 2009. Eram un tânăr licean, locuiam în Constanța și era vară, ceea ce înseamnă că era șansa perfectă să mă angajez în Mamaia la un restaurant ca un ajutor de ospătar să strâng niște bani. A fost o vară lungă și ocupată. Am făcut multe lucruri de care am fost mândru, dar și alte lucruri de care am fost mai puțin mândru. Toate ca toate, am strâns singurel banii necesari să-mi cumpăr propriul calculator. Anii au trecut, eu am îmbătrânit, iar împreună cu mine, calculatorul s-a cam învechit. Iar treptat, treptat, au început să apară și problemele. Placa video mi s-a ars de Crăciun la câteva zile după ce i-a expirat garanția. Procesorul a început să se încălzească atât de tare încât ai putea să faci un grătar pe el. Unde am rămas? La hard, care este atât de mic încât jocurile din ziua de astăzi pot să-mi ia până și un sfert din drive. Vorbind de jocuri, GTA 5 este jocul meu preferat în momentul de față. Am peste 1000 de ore, care 500 sunt probabil petrecute în ecranul de încărcare. Așteptând și așteptând și așteptând și așteptând. Poate dacă scădem din calitatea grafică la un nivel mediu o să avem niște rezultate. Nu e rău, dar sunt sigur că se poate mai bine. Din păcate, GTA 5 nu are opțiuni sub medii. Drept urmare, trebuie să intrăm în fișierele jocului, să scoatem umbrele, reflexiile și să reducem totul la minim și o să obținem niște rezultate chiar surprinzătoare. În continuare, câteva cuvinte despre specificațiile calculatorului meu curent. Prima placă grafică a acestui calculator a fost Nvidia GeForce 9800 GT, pe care cu siguranță nu au luat-o strict pe baza fetei de pe cutie, fiind curând înlocuită de un GeForce GT 430. La capitolul procesor, folosesc un Intel Core 2 Quad Q8200 de 2,33 GHz. Cât despre memoria RAM, am început cu 4 GB, la care am adăugat ulterior încă 4 GB de DDR2, RAM-ul astfel cumulându-se la 8 GB. În încheiere, piesa de rezistență, un hard disk de 500 de GB, Western Digital albastru ca cerul, care nu o să ezite să te lase cu ochii în soare. Concluzia la care am ajuns este faptul că, în ciuda tuturor celor spuse, sunt mândru de calculatorul meu pentru care am asudit o vară întreagă. Nu o fi el cel mai grozav și are multe defecte, însă
este mai mult de un simplu PC. Este un prieten. Un prieten care să ruleze jocurile la un framerate mai mare decât o prezentare PowerPoint! Sper că v-am convins că un upgrade chiar mi-ar prinde bine. Dă-te de la calculator, e rândul meu! Da, imediat, surioară! Și trebuie să-mi par calculatorul, chiar am nevoie de upgrade, vă rog!